În vlogul de astăzi o să discut despre ce fac eu în timpul liber. Pentru clipul de astăzi am luat două comentarii. Puii mei, unul este de la Dani Super și altul este de la Irena YouTube. Mi-a dat Irena la ce desene mă uitam, iar Dani Super a spus: frate, tu ce te jucai când erai mic? Oricum, mulțumesc pentru idei, sunteți cei mai tari! Yay! Salutare, salutare! Băiatul Willy e aici, cu încă un video mirobolant! Hai să-i dăm drumul la clip! Pam, pam! Oamenilor, astăzi o să vorbesc despre ce făceam eu când eram mic. Încă un video interesant. Nice. Fraților, aveți contul de Insta în descriere. Dați și voi un follow. Wink, wink, fac Insta story-uri. Bă, acum e vorba, când eram mic, înainte să-mi cumpăr laptopul, că după mi s-a schimbat viața total. De la copilul care stătea non-stop pe stradă și afară să se joace, la leneșul care de-abia vroia să iasă din cameră să se ducă ori să-și ia ceva de mâncare, ori să ia puțin aer curat. Da, când eram mic, stăteam toată ziua pe stradă. Aveam un grup al nostru, vecini, și ne jucam toată ziua. Mă striga mama pe la 11 noaptea să mă duc să mănânc și să dorm. Puii mei, ne jucam pitulușul, șotronul. Mamă, câte amintiri, bă! Yeah, boy! Puii mei, acum copiii au telefoane, tablete, laptopuri. Noi pe atunci, decât jocurile astea, jucăriile, nu mai zic, și așteptam un episod nou la Cartoon Network. Mamă, ce vremuri, când postau ăștia Ben 10, Curaj Câinele Fricos, Edet și Edi. Mamă, bă, mă uitam la ăstea, erau preferatele mele. Ce naiba, mă, eu făceam temele și aveam televizorul pornit pe desene. Eu nu puteam să fac temele fără televizor. I-am spus și la părinți, bă, nu, eu și mâncam în fața la televizor. Băi, voi când ați fost mici, ați avut bakugani? Sau cărți de la Duel Master? Puii mei, eu m-am avut o pungă plină cu cărți. Și vreo 5 sau 4 bakugani, că erau scumpi pe atunci. Ok. Oamenilor, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Și să apăsați și pe clopoțel, ca să primiți notificare la cea mai educativă emisiune de pe YouTube. Oamenilor, spuneți-mi voi mie, voi când erați mici nu făceați prostii? Bă, te nu dădeam cu mingea până grădinile la toți oamenii. Am avut noroc că nu m-a spart niciun geam. Pui mei, mă plimbam cu bicicleta, băi, ce tare era, bă. Mi-am spart odată și capul, dar e ok. Mi-am tăiat degetul. A, da, și mi-am tăiat mâna în țiglă. distracții. Voi ce naiba prostii ați făcut când erați mici? Spuneți-mi și mie în comentarii. Acolo jos.
Bă, oamenilor, ăsta a fost și subiectul pe săptămâna asta. Sper că v-a plăcut. Puii mei. Mi-am adus și eu aminte ce făceam când eram mic. Lăsați acolo în comentarii dacă v-a plăcut. Comentariul de săptămâna asta vine de la Glow. Salutare, frate. El spune: Iuhu, ți-am trimis acest comentariu din WC. BTW. Ce tare! Bă, oamenilor, ăsta a fost și vlogul pe săptămâna asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like. Dacă v-a plăcut. Oricum, eu am fost, ca de obicei, Mărețu Willy. Pa!